Uite, mi-a fost dat să o întâlnesc și pe Gina Pavel, o interpretă de mare clasă a României, câmpulungeancă de-a mea. Mulțumesc de întâlnire, Gina. E onoare pentru mine că m-ați invitat. Nu mă așteptam. Nu mi-ai făcut fițe. Pentru că vă citesc articolele și mă încântă așa de fiecare dată. Da? A contat? Sigur. Pentru că mă așteptam să faci, zic, nu mi-ai făcut fițe, da, că zic, bă, că o fic, o pățică, nu vreau, că ce vrei să mă întreb, că eu nu sunt, că nu pot. Că... Doar că emoțiile sunt un pic mai mari acum, deja, uite, mi-am transpirat mâinile puțin, pentru că știu că stau de vorbă cu... A, da, nu, ai emoții pentru că e normal, doar nu te-am pus să cânti ca să fii în largul tău. Și nu m-aș fi simțit mai bine, da. Apropo, eu îți vorbesc, că spuneam înainte, te-am prevenit, la Pertu, pur și simplu, n-aș vedea cum să zic eu, doamna Gina, unei ființe, unei artiste, pe care o cunosc de când mă știu. Adică tu acum o cunosc, de, te cunosc de mult. Da, ce bine. Și atunci eu zic tu, de asta e treaba. Și eu v-am răspuns că, da, artiștilor chiar trebuie să le vorbești foarte intim, pentru că așa simți că ei, persoanele, publicul, te cunoaște de viață și te admiră și, nu, da. Și te urmăresc. Îmi este familiară, așa știu eu, viața asta a culturală, a artiștilor. Am exersat chestiunea asta. Am în CV-ul meu câțiva ani buni de director de casă de cultură și nu numai asta. Am făcut și eu. Știi ceva? Sunt artist, cum se numește? Atestat. Da? Da. Am atestat, dar artist liber profesionist, dacă vrei să știi. Ce frumos! De asta sunteți așa apropiat de artiști. E de înțeles acum, mai ales că ați fost și directorul unei case de cultură. Aș fi fost onorată să fii și directorul meu, da? Tu lucrezi la o casă de cultură? Da, acum da, sunt profesor referent. În Câmpul Lung? Da. Ia spune, tu te-ai născut aici ca mine? Eu chiar m-am născut da, aici. Da, eu sunt născută aici. În Câmpul Lung? În Câmpul Lung, da. Frații mei sunt în Galați. Ai frați în Galați? Au fost născuți numai în Galați. Sunt în Galați. Da, au fost născuți acolo. Știi că eu ți-am spus odată întreagă, erai la o masă cu Marcel, da. Și am strigat, mă depărtase, era la câțiva metri și zic că e mai bună ca tine, tu da. Ai fost doar norocos. Eu mențin. Gina Pavel, adică de-aia nici nu zic Gina, sora lui Marcel Pavel, Gina Pavel. Pot să spun invers, că Marcel Pavel ți-e frate totuși. Păi este fratele meu, da. Dar eu sunt sora lui pentru că sunt mai mică. Ești mai mică? Da. Adică nu se vede diferență destul de mare între noi. Se vede că ești foarte mică, mult mai mică. Da, mulțumesc, am fost drăguță acum. Nu te întreb câți ani ai, pentru că, evident, chiar pari fără vârstă. Iar dacă ești urmărită pe scenă și la microfon, apoi chiar că gata, s-a terminat cu vârsta și ești veșnic o rochieriță, o școlăriță, o liceancă pe care eu admir de mult, recunosc. Și vreau să o descopere și prietenii mei cu ocazia asta, cei care mă urmăresc pe Mușel TV, pe YouTube, la Vama Vremii. Întâlnirea mea astăzi este la Vama Vremii. Vama Vremii, ce frumos, da. Nu știam că așa se numește. Ăsta e genericul. Foarte tare. Unde ai făcut școala în Câmpul Lung? Școala generală. Școala generală am făcut-o la numărul 2, unde am avut niște profesori extraordinari. O dirigintă, o doamnă dirigintă deosebită. Învățătoarea mea, doamna Coman, cu care am vorbit acum câțiva ani la telefon, întâlnindu-mă cu fiul dânsei, întâmplător, la un eveniment artistic. Și credeam că doamna nu mă mai cunoaște, dar din contră ea povestind despre mine. Se pare că făceam niște compuneri de nota 10, așa. Da? Da. S-a făcut să scrii? Da. Scria mult. Până prin clasa 8 am scris mult. Acum... Sigur, îmi place tare mult să văd că iau un like de la Gina Pavel pe cât o scrie de-a mea postată pe cont. Distribuire, pe să știi. Poftim.
Dar cel mai tare m-a surprins că la anumite scrieri nu mă așteptam din partea cât ea de talentată Gina Pavel pe muzică, dar să fie sensibilă, să fie atrasă de o zicere de asta, mă rog, de-a mea, gândeam eu, m-ai surprins, recunosc. Nu, înseamnă că nu mă cunoașteți în deajun. Și probabil că sunt multe persoane care nu mă cunosc. Păi de-aia trebuie să mai stăm și de vorbă. Da. Că de-a cântat... Și cum a fost copilăria în Câmpul Lung? A mea a fost frumoasă, fericită. Spre deosebire. Bine, a fraților mei a fost frumoasă, cred că mai frumoasă decât a mea, că erau mai zgubilitici, așa, alergau mai mult. Mama după mine, ei după mine. Cu restricții mai multe la mine. Dar copilărie frumoasă. Am văzut într-un reportaj în presa centrală, mă rog, cred că era un interviu cu Marcel în care el spunea că a avut copilărie frumoasă, în fine, dar făcea referire la sărăcie. Chiar, e vorba de o familie în care se văd? Ei, da. Cei de la Galați? Da, frații mei, da, n-a fost pe roze totul. Dar ei crescând, au început să lucreze, să cânte, să câștige bănuți și atunci eu n-am simțit sărăcia pe care au simțit-o ei. Dar de unde, cum e Galați și Câmpul Lung? De ce ei s-au născut? Tatăl meu este din, era, Dumnezeu să-l ierte, din Independența. Din Galați? Județul Galați. Așa. Și a venit aici, a cunoscut-o pe mama, s-au căsătorit. Au plecat la Galați și după câțiva ani s-au reîntors aici ca frații mei să meargă la școală, la școala de muzică respectiv. Și au rămas aici. Iar tu te-ai născut aici, pe cază, da, aici pentru că diferența între mine și fratele cel mare, de exemplu, Gigi Pavel, nu știu, pe Gigi Pavel nu știu. Este un saxofonist de mare succes, dar el stă în Germania. Este foarte drept că voi sunteți născuți nu doar cu talentul ăsta artistic de excepție, dar aveți un bun simț, o chestie, o modestie de asta, până la urmă, specifică valorilor, da, în fine. Mie mi se pare normal, dar nu să strig în gura mare, hei, eu sunt. Ba, uneori. Ba, mai strig, dar când interpretez, da. Strigi când interpretezi. Prin cânt, în sine. Și când ai descoperit că de copil, îți place să cânți și că ceea ce cânți tu place oamenilor? Bine, noi cântăm de când ne-am născut. Din neam? Da. Eu n-am vrut să fac muzică neapărat. Am făcut 8 ani de pian. Am renunțat la pian pentru că se desfințase liceul de muzică de la Pitești exact când eu am terminat clasa 8-a și urma să... Și mama nu m-a lăsat mai în alt oraș, mai departe. Sau... Așa? Și am renunțat. Am mers la Liricu Golescu, am făcut o școală, un liceu normal, să zicem. Apoi m-am căsătorit. Deci cu muzica n-am mai avut... deloc de a face decât așa, că pur și simplu cântam, eu știu. Te-ai căsătorit când? M-am căsătorit destul de vreme, la 20 de ani. De mică, cum se zice? Eram tânără, nu mică. 20 de ani. Mică. Tânără. L-am născut pe fiul meu la 21. Și mă bucur tare mult că l-am făcut așa de tânără, că l-am înțeles mai mult. El e un rocker așa mai... Cântă? Cântă și el, da. Doar un băiat ai? Un băiat, care a terminat scenaristică la un ATC. Adevărul e că, da, te-ai măritat de mică, zic eu, da. La cum arătai, cu siguranță, având în vedere cum arăți și acum, ești o ființă extrem de agreabilă, cu, știu eu, foarte plăcută. Așa, măritată, ai fost cumințită de mică. Da, numai că... Ți s-au tăiat niște grade de libertate. Nu. De mică. Să fac o glumă
de prost, nu, nu mai fac. Da, fă-o. Nu. Soțul meu a murit la 5 ani după căsătoria noastră. Deci n-a fost așa. A, n-am știut treaba asta. Da, da. Și atunci m-am trezit că eu nu știu să fac nimic. Am terminat doar un liceu. Și ai crescut copilul singură? Da, cu mama. Te-ai recăsătorit? Nu. Nu sunt recăsătorit. Am un partener de viață, dar nu, nu, nu cred că mai are, nu știu. Da. Și atunci m-am gândit că trebuie să fac ceva și ce făceam eu cel mai bine era că știu să cânt. Nu că știu să cânt, că am talentul ăsta și m-am hotărât să-l fructific. Și m-am reîntâlnit cu o fostă profesoară de-a mea de la școala de muzică, doamna Speranța Florea. O și salut și îi mulțumesc. M-a pregătit. Am dat la facultatea de pedagogie muzicală, am intrat, am terminat-o și here we are. Paralel cu asta, Marcel mi-a oricum ajutat întotdeauna și material și spiritual și din toate punctele de vedere mi-a fost foarte aproape și nu este încă. Rar mai sunt așa frați ca noi, noi suntem foarte uniți. Și mai ales că ei m-au alintat tot timpul, adică au avut grija asta excesivă, poate câteodată cam multă, mai ales în tinerețe. Da, mă rog. Paralel cu facultatea, făceam ore de canto cu domnul Băieșu, renumit profesor de la conservator. Și de acolo așa au început toate. Am întâlnit băieții de la trupa Getic. Cu cine mai cânti acum? Deocamdată suntem împreună, după 23 de ani. Da. Când erai mică, suntem acolo, la școală, în fine, înainte de a te mărita. Da. Ce-ți mai plăcea ție? Ce fel de om ești? Ce jocuri te încântau? Jocurile astea ale copilăriei. Cântam foarte mult la chitară, muzică folk. Eram lipită de chitara aia. Mergeam cu ea prin parc, la școală. Eram fata cu chitară, așa, în fel de... Îmi plăcea să citesc poezii, îmi plăcea Minulescu. Lucruri normale, așa. Adolescența noastră din anii 80 era alta decât cea a copilor de azi. Noi mai mult citeam, mai... Na, cântam. Deci cam de-a fața ascunselea. Până la 16 ani. Aveai o mâncare preferată? Te bucurai în mod special de ceva ciulama gătit de acasă? Pui. Ciulama de pui. E o mâncare rară. Mereu. Deci puțin știu de ciulama de pui. Și eu le amintesc din copilăria mea, dar n-am mai văzut. Era făcută cu lapte, că mulți o fac cu apă. E o diferență. Mama gătea foarte bine. Ciulama de... Porumbel mi-a adus aminte, mâncat în copilăria N-am mea. N-am mâncat porumbel, că mi-ar fi milă să nu mănânc chiepul. Păi nu sunt mănânc... porumbei care sunt crescuți pentru mâncat. Nu dă-și de-aia voiajuri, de fine. Da. Și ai rămas în Câmpul Lung. Am rămas în Câmpul Lung pentru că fiul meu era aici. Nu puteam să-l las orfan de doi părinți. Și pentru că mama era aici. Și am rămas alături de ea. Toți au plecat și a trebuit să rămân eu. N-a fost o... A trebuit. Așa am simțit eu, să rămân aici. Am fost la București, am vreo 5 ani, am tot... Nu știu, eu, persoana mea, starea mea, nu s-a pupat deloc cu București. Eu sunt mai comodă. Ești mai mult sau ești și introvertită? Nu, deloc. Mă gândeam că extravertită e clar. Că orice sunt artist... mult prea. Da? Dau pe afară. Tot timpul. Spun tot ce gândesc așa. Câteodată... Îți expui emoțiile? Da, ușor. Te dai de gol. Îmi mai și plângi dacă trebuie. Da. Se motivă.
Și mă bucur de orice, să știi. Dar mă și supăr. Da. Ce îți place cel mai mult să cânți? Ce gen și ce te dispune în mod special? Ai un secret al tău pe care încă nu l-a descoperit cineva, o muzică aparte pe care o asculți? Nu. Ți-ai dorit-o și n-ai reușit? Sau ceva? Nu, îmi place. Eu de obicei ascult rock, jazz, blues, dar nu le cânt. Jazz mai cânt. Nu le cânt pentru că e greu să găsești publicul și locul în care să cânți asta. Și atunci cânt pop. Jazz. Mm-hmm. Jazz, nu jazzul, nu. Swing, de fapt. Aura Auziceanu, mi-a adus aminte de Aura Auziceanu, da? Noi am avut, o știi, nu? Dar cum să nu? Cum să nu știi? Eram fermecat de... Ochii tăi și o ta dorință. Cum să... Avea niște triuri speciale ale lui. Da, și un ambitus grozav. Cânta foarte greu pentru anii ăia, în 70, când ea s-a lansat, 60 și... Ghici, înainte de a te cunoaște pe tine, care este cântăreața mea preferată? Păi Dida Drăgan. Dida Drăgan, care? De care am fost îndrăgostit ca foarte mulți adolescenți. Da. Și de al cărei sunet nu mă pot desparte niciodată. Mie, îmi place la nebunie. Mă scuzați, în adolescență se făcea festivalul Posada, aici, pardon, în incinta casei de cultură Tudor Mușatescu, un amfiteatru. Și veneau toți loc. Noi, eu prima acolo, în față cu gașca mea de fete, cu mâinile pe sub, Marcel în juniu, mă atenționa, stai jos. Eu iară mă piteam, iară mă ridicam. Și ne prieteneam, bineînțeles, cu artiștii, cu rockării, că, na, noi adolescente. Și majoritatea îmi spuneau Dida. Serios? Mm-hmm. Îmi spunea că se mă foarte tare. Aveam niște unghii mari, așa, negre, părul ciufulit. Așa mi-ai vibrat și mie, deci mă pricep, înseamnă. Tare. Dar tu nu ai avut un idol, ceva, n-ai copiat în orice caz pe cineva, nu te-ai, nu te-ai lipit de vreun model. Nu. Așa mi se pare. Tu ești tu. Da. Ia descrie-te tu pe tine. Asta e cel mai greu. Nu știu să mă descriu. Atunci cum ți-ar plăcea să fii descrisă? Muftim, să pun întrebarea. Asta e și mai rău. Ce să spun, că sunt un om sincer așa de felul meu, poate prea sincer câteodată. Sunt o fire veselă, iubesc copiii. Îmi place să cânt. Cânt bine, zic eu. Sunt o profesionistă. Mă supăr repede. Sunt talentată. Și am partea mea de nebunie așa. Dar frumoasă, zic eu. Pe care, nu știu, câteodată pe unii deranjează, dar nu știu. Îmi place să trăiesc cum vreau eu. Când erai tu mică, ce visai? Ți-aduce aminte de visele tale? Îmi doream să fiu profesor, ce credeți? După aia am uitat asta. Zvan bun. Mulți, de fapt. Și chiar mă gândeam într-o zi, uite că eu îmi doream să fac asta. Și eu o fac. Și o fac cu mare, mare drag. Să vorbim un pic și despre asta. Dar eu mă gândeam, eram nu curios dacă ți-au ce aminte de ceea ce visai noaptea. Nu ce visuri aveai. Visam sfârșitul lumii de multe ori. Nu știu de ce. Nu știu ce înseamnă. Sau vă referiți la vis... Nu, la asta mă refer. Chiar visul? Da. Știu că, nu știu de ce, probabil că aveam niște frici ceva, dar nu știu. Eu, de exemplu, ca să te provoc și să... Uh-huh. Când eram copil, nici acum nu mi-e explic foarte bine de ce visam foarte mult sânge, crime și ceva gen războaie, tăiere de capete, pentru de că nu văzusem filme. Credeți în viețile anterioare și... Nu știu. De-aia zic că e interesant. Și de-aia pun întrebarea asta de acum. De multe ori. Și tu ai visat de chestia asta?
Aveai avize de genul ăsta? Da, sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii cu nenorociri, deci. Cu lucruri rele, urâte. Nu, doar... Aveam coșmaruri eu, da, 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 mă trezeam. Și da? Mult cer roșu, violet, multe culori efervescente, fosforescente. Eu spun despre mine ca să te provoc. Zburai? Zburam, da. Când ai zburat ultima dată? Nu mai știu. Da, cred că și acum mai trebuie așa în somn, că, dar parcă acum nu mai zbor, parcă acum pic. Nu mai știu cum să spun. Dar ai zburat. Da. Făceai salturi de-astea. Făceau. În aer, nu? Mm-hmm. Aveam și aripi, aveam. Deși noi atunci nu aveam imaginația sau tot ce... Pornea din noi, că noi nu aveam acces la filme, la atâtea imagini și... Cred că le cream noi sau, nu știu, mintea noastră. Vedeam niște poze care nu erau chiar atât de frumoase în cărți cu bazme. Care e atmosfera ideală pentru tine la un spectacol? Ce-ți dorești să ai în față, lângă tine? Scenă, nu știu, publicul, luminile? Ce-și dorește toată lumea? Ce? Public. Publicul? E cel mai important? Ce mai important? Nu eu sunt persoana importantă când. Și că pentru niciun artist. Important este dumneavoastră. Și îi simți când îi cucerești, când ești... Păi, le simți emoția. Eu vorbesc despre spectacolele mari la care am avut și eu norocul și fericirea, șansa să fiu. E diferit, e... Nici emoțiile nu sunt așa. Sunt constructive și alt fel de emoții, altă stare. De încredere, de când vezi atâta lume că se uită la tine, wow, ce frumos. Și atunci dai tot ce ai mai bun. Da, probabil și nu că probabil, că sigur e vorba despre acele energii așa numite cuantice care se întorc de la public, un public prietenos care te încarcă de fără bună energie și te ridică. Îți dă arii cu adevărat. Nu? De asta mari artiști, eu știu, când au sute de mii de oameni, cum să nu fii tu altfel? Dar îți place să cânti și într-un loc restrâns, probabil. Eu cânt oriunde, la mine nu e problemă. Da, nu e problemă. Cu aceeași plăcere, cu aceeași bucurie. La fel. Tot cântat este. Un cântec, ceva că ai simțit că e ceva care te face să te simți tu puțin altfel sau, să zic, mai bine sau mai special? Există o melodie? Păi, să zicem așa că lumea a început să mă cunoască după ce am cântat piesa la Rei Fabian, Jotem. Chiar de atunci, lumea știu cine e Gina Pavel. Întâmplător, la un chef, într-o gașcă de prieteni, unul dintre prietenii mei, mi-a spus că mi s-ar potrivi foarte tare să cânt piesa Larei. Nu știam de Lara Fabian. Habar n-aveam. Am ascultat-o în seara aia de foarte multe ori, că m-am îndrăgostit de ea. Și după două zile am avut un eveniment și am cântat-o. Și era un eveniment destul de mare și a avut un mare succes. Și de atunci așa s-a întâmplat. Păi să luăm și noi piesa asta, să o difuzăm. Jotem, da. Jotem și să vedem la montaj, îi dăm drumul acum chiar că veni vorba sau cel târziu la final. Am cântat-o în 2013, vai de mine. Da, ce de ani, în concertul fratelui meu, lui Marcel, cu orchestra simfonică, vă dați seama cum s-a auzit și cum s-a cântat. Artiștii... Și unii dintre cei mai buni chitariști și toboșari din țară. Cine? Nicu Patoi, chitaristul. Ionel Tudor, Andrei Tudor. Artiștii au parte de momente de glorie speciale când oamenii cuceriți de ei
trăsar și vin, îmbrățișează artistul, vin cu flori, urcă la tine pe scenă, da, strigă la tine. Eu m-am trezit de multe ori la spectacole strigând. Adică mă știu cum reacționez, da? Și atunci artistul sigur că se bucură, dar te-aș ruga acum să-ți amintești și să-mi spui interesant ce momente mai speciale ai reținut de genul ăsta, adică personalități, oameni special care, special la rândul lor de alte meserii, care fac performanțe în alte domenii și care te-au întâmpinat cu urale și te-ai bucurat de întâlnirea cu ei. Au fost multe ocazii de genul ăsta. Nu pot să le spun, să spun cine și, dar de obicei muzica mea o ascultă oameni inteligenți. Așa, bravo. Nu trebuia să spun asta. V-a spus că sunt. N-am vrut să spun asta. Așa. Nu, plac mai mult unei ramuri de oameni. Nu știu, așa, plac eu în altă parte. Mai puțin așa, mai... Așa. La mijloc nu prea. Și normal că s-a întâmplat să primesc niște cadouri mai importante. Da, flori, urale. Da, ca orice artist, adică, nu știu. Mie mi s-au părut normal atunci. Oamenii de notorietate, nume, poți să-mi dai, cu care te-ai întâlnit, te-ai cunoscut, ca și pe poziția de scenă, nu știu. Păi n-am întâlnit și cu miniștri și cu președinți și cu... Da, sigur că am avut tot felul de public. La evenimente private sau nu, cu general, cu tot felul de oameni. Că altfel nu eram acolo, adică... Nu, n-am spus bine. Am fost aleși să fim acolo. Am fost căutați, am avut 20 de ani plini de evenimente și toate cu ștaif, dacă le pot spune așa. Unde atunci, nu știu, se asculta muzică mult mai mult, lumea avea răbdare să mai asculte și un vers, să mai aibă și o emoție, să le mai pice și o lacrimă, chiar dacă era nuntă. Acum nu mai este așa, nu mai e răbdare. Prea mult vacan, prea multă disperare, prea mult... Mai au răbdare să stea, să asculte, să... Nu știu, tot e în fugă. Da, atunci când transmiți doar sunet, fără emoție... Sau gălăgie. Povestea devine gălăgie, dar practic... Asta e, sigur că da. Prea multe piese mișcate, obositor. Ritmul ăsta trebuie să aibă și el o balanță, nu? Așa? Dacă ai alergat tot timpul, ce Dumnezeu ai face? Că ai muri, ai face infar la un moment dat. Nu mai există. Nu mai tot timpul așa, într-o stare de alertă, nu știu. Te-am vrut zgomot. Ție ți se pare firesc, normal și nu o să știi să-mi povestești dacă te întreb cum asculti tu, să zicem, cântul unei păsări, freamătul unei păduri, aerul pur și simplu, lumina în sine, dar cu siguranță că un artist are alte urechi și alți ochi și alte simțuri. Tipăie lumea altă. Mi-ar fi plăcut și mi-aș fi dorit așa să fi avut și eu auzul absolut al tatălui meu, dar nu l-am moștenit. Din păcate l-a moștenit nepotul meu, Beatru Marcel cel Mare. El are auz absolut. V-ar fi spus din ce note cântă păsărica asta. Noi l-avem relativ. Ei l-au absolut. Când ploua, tata ne spunea ce note pică pe strașină. Era frumos. Nu oricine... Din orice făceau muzică. Și scânteile alea din sobă, când
se auzeau pocniturile alea și atunci ne spunea. E foarte interesant, da. Uh-huh. Continuă, că imediat spun ce am vrut să spun și eu după. Continuă și ideea. Păi, da, cam asta. Cu apropo de sunete. Nu toți auzim la fel. Unii aud mai colorat și alții mai puțin. Și cred că nu toți, tocmai că nu aud la fel, nu se pot bucura, nu au aceeași trăire, nu simt la fel. Perfect a spus, da. Nu? E greu să fii artist. Și de-aia societatea noastră pășește, din păcate, spre zona asta de vacarm, unde oamenii pierd din sensibilitate, mm-hmm, nu? De mm-hmm. fapt. Când, din contră, ar trebui să fie mai mult acum, zic eu. Ce voiam să remarc, că am reținut de la Cioran, Emil Cioran, el spunea că recunoaște că artă și, după părerea lui, singura artă este muzica, arta adevărată. Nu știam că a spus asta. El a spus-o și am rezonat foarte bine cu chestiunea asta, pentru că, într-adevăr, gândește-te, sunetul se duce fără o prăriște în univers. Exact. În mii de ani, lumină, poți să știi unde ajunge sunetul tău, el ajunge undeva. Și de acolo ce primești înapoi, ca reacțiune? Mm-hmm. Ce frumos, nu m-am gândit atât de departe. Da, sunetul este artă adevărată. Are dreptate, Cioran. El era un mare, mare trăitor de muzică, ascultător și unul ca el, numai un om cultivat de genial, nivel, da. Putea să remarce acest lucru. Pentru că, uite, hai să ne gândim, o pictură, da, superbă. Da, o vezi. O da, trăiesc, o vezi. Mintea mea se încarcă, uh-huh, sigur, uh-huh, de povestea culorii și a desenului și a... Uh-huh. E superb. O sculptură, la fel, și așa mai departe. Dar muzica... Călătorește în infinit. Da. Da. Ce ar însemna că am fi surzi. Da, e la o mare durere. Eu cred că și surzii. Da, o vibrație, prin vibrație. Da. Nu? Prin vibrație, da. Îți trec melodii în cap când, în timpul zilei, de când te trezești la cafeaua de dimineață până să... Înainte de culcare. Eu mereu fredonesc ceva. A, chiar fredonezi? Cu voce? Da. Nu numai că ai în minte? Nu, tot timpul. Ce? Funcție tot de știu, ce? Depinde. Habar n-am, eu știu ce vine. Acum fredonezi ceva? Dai. Acum nu, am emoții. Ce să mă concentrez, să fiu atentă ce mă întrebați, ce spuneți, ca să știu, să nu sunt într-o prostie. Să nu mă bâlbâi. Să... Acum nu. Îmi place tare mult Aretha Franklin și de obicei așa dimineața ori. Mă trezesc așa cu piesele în gând. Ce ritmuri sunt? De swing, jazz, pop, amestecate așa, un melaj foarte mișto. Ești melanconică. Sunt, da. Ești. Cât ești tu așa de... te dai... Mare așa, că sunt șmecheră, nu? Zgubilitică, ca nu, să prea. Mă... Da, sunt! Cât te dai tu de fapt da, ești... Da, da. Și o romantică... Da. Și visezi tot timpul, la ce? La mai bine, la mai frumos, la... La oameni. Îți plac oamenii? Uh-huh. Primești copii. Iubirea înapoi? Da. De obicei, da. Știi să te ferești de prostie, de proști, era să zic. Câteodată o acceptăm fără... Și nu știu dacă, poate, nu știu, prostia asta nu știu în ce constă neapărat. Ai fost rănită în viață? Ei, da. În dragoste, la ce vă referiți? Păi, bine, tu... Te-ai gândit la dragoste, în mod expres. Rănită în ce sens? Pur și simplu, așa, de nedreptățită. Probabil că în școală... Insultată. Când... Da, în școală m-au insultat câțiva oameni. Datorită culorii pielii mele. Serios? Normal, da. În câmpul lung?
Probabil că da, încă se vorbește, dar mie nu-mi pasă, eu asta sunt. Nu mă schimb pentru nimeni și nici n-am cum și să vreau cu, să mă operez, n-am, nu se poate. Câte femei n-ar vrea să se opereze să arate ca tine? Să aibă culoarea tenului meu, inclusiv. Nu? Ha, 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 știu. Fără, deci inconștient, inconștient. Ce caută la mare? Ce cauți la soare dacă nu-ți place? Ce faci cu tine? Da, ți-e mișto că stai așa tot timpul anului, nu? Așa sunt oamenii. Oamenii sunt... În fine, important este să aflu și nici nu mă așteptam altfel că tu te simți foarte bine în pielea ta. Da, cu sigur. Dar eu n-am frustrări. Excelent. Mi-am fost crescuți cu încredere. Mama o ființă așa ambițioasă. Și tot timpul le-a spus că noi suntem cei mai buni, voi suntem cei mai frumoși, voi. Și noi așa am crescut. La școală am avut parte de profesori foarte buni. Eu întotdeauna am fost scoasă în evidență așa de ei, nu știu de ce. Și nu eram sora, da? Eram Gina, Lola mi se spunea mie la școală. E un al doilea nume. Și întotdeauna am simțit așa bine. Copiii sunt răi, na, e normal să fie așa. Da, am avut, au trecut. Eu nu mi-a păsat. I-am jignit și eu. I-am făcut urâți, dar poate era chiar urât ăla. Tocmai ai dezvăluit unul dintre, cred că, principalele secrete ale succesului tău și al lui Marcel și al fraților tăi, al tuturor fraților, toți frații, toți copiii din familia asta. Foarte, foarte important ce spui, că ai avut parte de o familie în care ați fost încurajați, vi s-a spus că sunteți cei mai cei, și nu cum se întâmplă din nefericire de foarte multe ori, în cultura românească mai ales, există, din nefericire din nou spun, un obicei în a fi copiii, a fi mustrați, zice, prostule, nu ești în staia de nimic, nu o să ajungi nimic, o să ajungi la coada vacii, și așa mai departe, apostrofări de nefericite de genul ăsta. Nu, mama le spunea, mergeți la școală tot timpul. Nu se poate fără școală. Nu. Și ea săracă are 4 clase. A scăpat de complexele cu care probabil ne naștem? Eu nu știu că nu cred că mama a fost complexată, dar fiind îngrijitoare la o școală de muzică, a trăit numai pe lângă profesori. Și am avut de învățat și probabil că ce-am învățat de la dânsii ne-a învățat și pe noi. Și noi trăim tot în mediul ăla, că noi așa am fost la școală de muzică, la școală, tot. Și profesorii ne erau, v-am mai spus, apropiați, ne-au iubit, ne-au ridicat tot timpul, noi luam premii. Deci a scăpa, a putea să scape complexele alea și minore cu care te naști, să zicem, vrei, nu vrei, consider că este cheia succesului de plin pentru un om. Este, eu cred că de băiatul frustrare. Meu nu i-am spus niciodată că e prost. În afară de faptul că nu e. Așa? Dar nu i-am spus. Niciodată eu nu... Și el, da, ca orice copil, mai... adolescent, mai ales cu rocul și cu asta, da, dar eu nu l-am jignit niciodată. Și dacă îl certa cineva la școală, mă duceam și vreun cadru didactic, mă duceam și îi țineam apărarea. Pentru că așa trebuie. Așa e normal. Aveam părinți care veneau și își băteau copiii la școală de față cu colegii și cu profesori. Doamne ferește! Și mama ne certa și ne rupea cu bătaia, dar nu în fața altora. Ne-a bătut mama de ne-a căsăpit. Dar nu așa. A știut
cum să-și apere pui. Da, aduți aminte de o prostie mai mare făcută în copilărie, wow, pentru care ai încasat una dintre bătăi. Că m-a prins că fumez? A? Apropo de țigări, că tot mă așteptă. Nu m-a bătut suficient. Nu te mai băita, că sigur n-a fost bătaie ca lumea. Avea și două condiții, așa eram toate, aveam vreo 15 ani. Nu, făiam și una cu fetele acolo. Și aveam două condiții, așa eram gătită toată. Și am dădusem cu ruși și cu țigara în gură. Măi, că m-a prins și că m-a tras de cozit așa. Da. Ei, au fost mai multe, eu nu le mai știu. Am supărat-o destul și pe ea. Am zis că sunt și eu. Cred, acum, la bătrânețe, na. Adică spre maturitate. M-am mai potonit. Ce proiecte ai? Tu ești omul cu proiecte tot timpul. Tu visezi și îți dorești... Cu voie sau fără voie, mereu ceva nou. Am ceva. În afară de clasa asta de canto a mea, de care sunt tare mândră și iubesc de mor pe copiii ăștia, vreau să fac o trupă de cover-uri, dar numai voci. O trupă de? Cover-uri, să cânt cover. Așa, cover-uri, da. Da. Cântecele altora. Da. Compozițiile altora. Da. Evergreen de obicei, așa... Nu neapărat ce e nou, că ăstea te cânseați și peste două luni, muncești la ele să le faci și peste două luni nu te mai ascultă nimeni cântându-le, că s-au plictisit de ele. Și cam asta vreau, alături de Fino și încă doi elevi al mei, vreau să facem așa o chestie de fiță. Îmi doresc eu tare mult și cred că reușesc. Mai vorbește despre clasa ta de canto, că n-am apucat să detaliem. Păi eu am cam de vreo 9 ani, 8-9 ani și am elevi care i-am de atunci. Mulți au dat la... mulți, câțiva dintre ei au dat la conservator, la... acum la pedagogie muzicală. Adică am, eu zic că i-am... Mulți cântă, au trupe, au, își câștigă existența. Da. Sunt mândră de ce fac. Câștigă ăștia concursuri pe unde merg. Trofee, loc întâi. Mă mândresc cu asta. Zic eu că sunt un bun pedagog. Pentru că le sunt și bună prietenă. Și dacă cineva e curios să te vadă live într-un spectacol... Deocamdată nu știm nimic. N-are cum. Bine, că e pandemia asta. Am mai avut la... Eu sunt... lucrez și la Centrul Cultural Județean. Sunt artist la secția de divertisment. Și au mai fost câteva spectacole. Dar lumea nu e foarte încântată încă să se întâlnească cu altă persoană într-o sală. Încă mai au reticențe. Să sperăm că... Artiștii? Publicul. Publicul încă este reticent. De teamă de... Apropo de situația asta cu virusul. Da, cu... da. Da. Încă există. Publicul de vârsta a doua, să zicem, sau eu știu că tinerii... Nu, că și majoritatea s-au vaccinat. Dar peste 30 de ani, așa 40, să zicem... Încă mai sunt. În Câmpul Lung, care a fost cel mai mare spectacol în aer liber? Unde ai avut aici organizat un spectacol mai mare în aer liber? Păi, nu știu dacă l-am avut noi, a fost de zilele Câmpul Lungului și... Acolo în fața primăriei? Da. Acum 2008, nici nu mai știu. Nu mi-au plăcut spectacolele de acolo, sincer. Ei, unele au fost reușite. Mi se pare așa ceva, de vălmășii așa, ceva, adică... Astea sunt zilele orașului. Da, nu? Astea sunt zilele orașului. Se bucură toată lumea atunci de ele, toată lumea dă buluc și da, e normal să fie așa. E o zi,
Și nu v-ați mai supărat. Da, e adevărat. Da. Eu cred mai mult într-un spectacol în care, la care se intră cu bilet, plătești pentru a vedea spectacolul, te zbați pentru un loc, îl iei, te așezi. Când va mai veni asta? Să nu mai vină. Am avut spectacole mari, concerte la București, când erau în sala Palatului 5.000, 6.000 de oameni în picioare. Pe la Iași, pe la... au tot luat Marcel cu el. Pe la Brăila, la festivalul... la tot felul de festivaluri. Și lumea era wow. Și în perioada atât de scurtă, de fapt, că e un an și un pic, s-a schimbat atât de mult. E trist pentru un artist. Dar probabil că... nici nu știu dacă mai pot cânta atât... cum să spun? Probabil că dorința aia și dorul și nu știu ce, dar... să cânti așa o noapte întreagă, cum mă făceam înainte la evenimente, bine, aproape o noapte, mă rog. Nici nu știu cum mai e, sau dacă mai rezist, sau dacă... habar n-am. Că nu s-a mai întâmplat. Da, asta voiam să spun că probabil că la un eveniment, la o nuntă, un spectacol poate deveni atât de reușit și încât să te simți minunat tu și cei de acolo să creezi o atmosferă chiar foarte bună. Sigur. E același lucru. Nu contează că e nuntă, că e spectacol, că e... e tot spectacol. Noi tot nu cântăm la fel. Și e tot public și e mai greu. Pentru că la un spectacol organizat, lumea vine să te audă pe tine, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Nu? Pentru tine vine. Și apropo, de asta plătește bilet. Pe când la nuntă, hai, a venit și asta, ia să o auzim. Și atunci e mai greu. La nuntă vin, e lume pestriță. Nu? Și mai greu face, de satisfăcut. Dar poți face performanță de excepție pe scenă la nuntă. De ce nu? Da, e scenă. E public. Eveniment. Tu știi ce am observat, îmi vine în minte? Asta, Salam, care are cu reghetonul ăsta lui și care e controversat în România, puțin care înțeleg cu adevărat ce a înțeles Begoveș, de exemplu. Eu unul sunt un fan, Salam. Hai să vă spun. Și l-am văzut cu registrări de la nuntă. Asta vreau să spun. Cu registrările lui majore sunt live la nuntă. Dar cât muncește el acolo? Dar unde să cânte? La un concert? Mai are și concerte. Mă credeți că mie nu-mi plăcea, eu nu sunt adepta. Da? Nu, nici nu mă deranjează, nici... dar nu ascult să zici mor, că mă... nici, nu, dar îmi place dacă l-ascult. Nu pot să spun că îmi displace. Ăla e voce. Omul ăla e voce. Și ritmurile alea care sunt și speciale. Și chiar m-a luat fratele meu la o nuntă și mi-a zis, uite, și el, să vezi ce începe la și eu, cu fițe. Și când a început să cânte, am început să plâng. Deci mi-au dat lacrimile fără să-mi dau seama. Cânta ceva lent. Nu știu. Nu contează genul. Contează cât de bun ești în ce faci. Și măturător dacă ești. Dacă nu ești bun și nu știi să dai cu mătura, atunci ești degeaba. Nu? Așa zic. Bine, dar e altceva arta. Și mai ales cântatul. Că da. Nici tu ca artist, sau mai ales tu, nu știi de unde îți vine, de unde vine, cum vine. Și totul se întâmplă. Da, nu știu. Noi dăm vina pe părinți, pe genul. Dar și ei? Și lor de unde le-a venit? Păi, da, nu știu. E așa un ciclu, habar n-am. Se întâmplă că sunt multe familii de lăutari, cum era tata, nu? Sau bunicul matern. Unde nu toți frații cântau, adică mama, de exemplu, la mama n-a cântat decât fratele ei. Deci, era un bun tomoșar. Dar în rest, fetele nu. Mama cel puțin afon. Dar la noi, nu știu, a fost tata așa mai puternic, nu știu. Că l-a moștenit toți.
Și toți am făcut muzică. Ați avut și șansa de a fi șlefuiți. Sigur... Da, datorită mamei care ne-a dus la școală. Și tata care... Mie mi-a fost așa un îndrumător de când aveam 2 ani. Mă încânta cavaleria rusticană. Și aveam, când stăteam acolo în Tambaci, în casa aia naționalizată, era un spațiu mare așa. Și mă punea să străbat în pași de 1-2, pe diagonală, toată camera aia ca să îmi dau seama ce înseamnă rit. Gina Pavel, sigur vei spune viața e frumoasă, nu? Uh-huh. Mai ales tu ca artist, ce frumoasă e viața. Dar să te întreb, ce îți place ție de la viață, de fapt, în afară de ea? Cânta, sigur că tu trăiești cântând. Îmi place să trăiesc în sine, fiecare zi, să mă trezesc dimineața. Hai să te rog, uite, sunt foarte mult supărați pe viață. Eu nu sunt. Și tu să reușești acum, prin câteva cuvinte, te rog să-i convingi pe cei care încă mai au păreri potrivnice față de viață, că sunt chinuiți, că e rău, că trăim, că suntem sărași, că suntem urâți. Lasă că tot spune, lasă că nici nu e nimeni chiar atât de sărac, nimeni nu e chiar atât de urât, fiecare sac are petecul lui. Ne sculăm de dimineață, ne facem frumoși, ne aranjăm, plecăm fiecare pe unde avem treabă, ne întoarcem acasă la iubit, la mamă, la soț, la copii. Asta e bucuria vieții. Să bei un ceai, să vorbești cu domnul Nicolae Vadiu. Asta e, să asculți o, uite, păsărelele astea, o piesă care îți place. Asta e viața. Nu mai bani și avere și toată ziua. A, chiar ai avere? Ce avere? Ei, am avere. Tata avea vorba, averea mea sunt băieții mei. Avere, ce are toată lumea? O mașină, acolo, ce avere, ce să fac cu ea? Adică să muncesc o viață și să ce? Mie îmi place să mă îmbrac, să mănânc, să îmi fac, sunt posticioasă. Pe fiind meu l-am învățat, am avut grijă de el atât până în pragul când el a reușit să descurce singur. Adică n-ar fi trebuit să-i fac eu nici caivile și să iau nici căi mașini scumpe. Să-și facă, dacă... Că, oricum n-am avut posibilitatea asta. Am făcut exact cât am putut, dar l-am crescut bine, adică de viață, meargă să-și facă ce are de făcut, nu? Ăsta e scopul lui părinte. Intri în bucătărie, îți place să gătești? Gătesc, da. De câțiva ani încoace, ce-i drept. 3-4 ani. Pentru că am stat la mama și ea nu m-a lăsat să fac nimic. Mănânci orice? Da. Îmi place să mănânc. Și mă tot chinui cu niște diete, așa, vreo 2-3 zile, după care mai uit. Îmi place să mănânc, să beau, să mă distrez. Îmi place viața, v-am spus. Iubesc. E frumos. Da. Animalele... Am o pisică, îl cheamă Piperie, de fapt e motan. L-am luat de la un tomberon, era un jumulit așa, un... Am avut un câine pe buflei, a trăit 16 ani. Bine, ăla era lui fiu-meu. Da, îmi plac animalele. Călătoriile? Mai puțin. Nu mă tentează. Deci legat aici, de câmpul lungul ăsta, cam aici îți duci viața. Da. Bine, mai plec, mai... dar mai... toți mă ceartă, dar nu vin. Bă, dar nici prea am timp. Sunt statică. Da, a trecut o oră în cap. Deja? Nu, chiar, nu aproape, cred. Mai și aveam niște emoții că nu să pot vorbi nimic. Eu zic să propun
regiei de imagine, prietenul nostru Vali Șerban, să monteze acum la final piesa, piesa ta, ca să-i obligăm pe cei care au dat drumul la televizor sau butonează pe YouTube să parcurgă tot și să aștepte și finalul să te audă cântând. Sper să aibă răbdare. Păi, noi să ne luăm la revedere și să-i invităm să te asculte cu plăcere. Vă mulțumesc și sunt onorată pentru interviul ăsta. Aha. D'autres façons de s'occuper que quelques clats de verre auraient peut-être nous aider dans son silence amer. Je décidais de pardonner les erreurs qu'un peu de fer a trop s'aimé. D'accord, la petite fille aime souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me voulais me protéger. Je t'aime en laisse sang que n'aurait pas de partager. À bout du monde rêve, je vais crier. Doamnelor și domnilor, Tina Pavel!